Marcu, capitolul 16, de la 15 la 20. Și aici cuvântul Domnului vorbește despre lucrarea Evangheliei, despre misiunea bisericii, despre marea trimitere. Apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, dar cine nu va crede, va fi osândit. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șerpi, dacă vorbea ceva de moarte, nu-i va vătăma, își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoși. Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, s-a înălțat la cer și a așezut la dreapta lui Dumnezeu. Iar ei au plecat și au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care îi însoțeau. Amin. Aș dori în concluzia acestei dimineți să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri în cadrul unui mesaj scurt, potrivit, pe care l-am intitulat Înaintarea Evangheliei. Înaintarea Evangheliei. Cum poate să înainteze Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos în societatea noastră, în această vreme, în acest timp? Și dacă vă uitați cu atenție împreună cu mine în pasajul pe care l-am citit, avem în acest pasaj cel puțin 4 aspecte distincte care trebuie luate în considerare pentru ca Evanghelia să ajungă până la marginea pământului. Oamenii să-L cunoască pe Mântuitorul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, să poată să scape de sub puterea întunericului, a diavolului, a morții, a judecății și a mâniei divine. Și pentru ca Evanghelia să înainteze, frașesoror, doamnelor și domnilor, primul lucru de care este nevoie, Evanghelia are nevoie de ascultare. Înaintarea Evangheliei presupune ascultarea ta și ascultarea mea. Uitați-vă în cuvântul Domnului. Apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia. Versetul 20. Iar ei au plecat și au propovăduit pretutindeni. Deci nu numai că au auzit ce le-a spus Iisus Hristos, au ascultat. Ca Evanghelia să înainteze în această lume care se ridică și se opune sistematic și vehement împărăției lui Dumnezeu, Evanghelia presupune ascultarea ta și ascultarea mea. Și această ascultare este complexă. În primul rând, ascultarea presupune trăire. Noi nu mergem cu Evanghelia ca și profesioniști. Noi mergem cu Evanghelia fiind noi înșine Evanghelie. Nu așa scrie în cuvântul Domnului? Voi sunteți o epistolă vie, dacă vreți o evanghelie vie, o veste vie scrisă cu Duhul lui Dumnezeu în inimile voastre, citită de toți oamenii, de îngeri de asemenea, de lume de asemenea. Deci, în primul rând, ascultarea presupune trăire, pentru că acolo unde te duci, acolo unde mergi, chiar dacă te duci în Asia, chiar dacă te duci în Africa, chiar dacă rămâi în Statele Unite, chiar dacă mergi în România, oriunde te duci. Lumea nu se uită atât de mult la ce spui, ci lumea se uită la ce trăiești. Pentru că dacă vei spune oamenilor ferice de cei flămânzi, și o să spună și ție, iar nu mânca nici o săptămână și vezi cât de fericit îi fii, trebuie să te identifici cu oamenii. Iisus Hristos, ca să ne facă să înțelegem dragostea Tatălui Său, a coborât și s-a întrupat, s-a identificat cu viața noastră. Suferind ca noi, trăind opoziție ca și noi, fiind respins ca și noi, însetat ca și noi, flămând ca și noi, dar în toate lucrurile, fără de păcat, presupune trăire. Ascultarea apoi presupune să mergi.
Când Isaia a avut viziunea și a auzit pe Domnul care spunea, cine va merge pentru noi? Cine va merge în numele Domnului? El a spus, iată-mă, mă duc eu. Cei mai mulți nu se duc, dar cei mai mulți pot trimite, așa cum am auzit în dimineața aceasta. Deci dacă a merge, nu poți face lucrul acesta, poți trimite, poți sponsora trimiterea. Pentru că ascultarea aceasta presupune investiție. Investiție. Mulțumesc Domnului pentru Biserica Emanuel, pentru că biserica a evoluat foarte mult în acest aspect. Sponsorăm educație, sponsorăm misiune, sponsorăm săraci, sponsorăm dezastre, sponsorăm urgențe. Un efort financiar susținut și sistematic. Mulțumesc Domnului pentru dumneavoastră, dar se poate mai mult. Care crede că se poate mai mult dintre dumneavoastră? Vreau să ridicați mâna sus. Care crede că poate să facă mai mult pentru Evanghelia în această domeniu? Vreau să văd cine crede că poate mai mult. Numai 2, 3? Dacă așa ar face Domnul pentru noi, ce s-ar întâmpla cu noi? Se poate mai mult, frați și sorori. Se poate. Ascultarea, deci, presupune trăire, presupune trimitere, presupune sponsorare, ascultarea presupune depindere de Dumnezeu. În toate lucrurile depinzi de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu contează pe tine și contează pe mine. Și tu trebuie să depinzi de Dumnezeu. Moise spunea, dacă nu mergi tu cu noi, nu ne lăsa să ne ducem. Nu ne lăsa să ne ducem. Și vreau să vă spun un lucru. Atunci când te implici, atunci când mă implic în lucrul lui Dumnezeu și mă implic practic, atunci ai parte de binecuvântare, atunci și viața ta este diferită. Sigur, ai opoziție. Pentru că imediat ai declarat război împărăției întunericului, celui rău. Și ridică împotriva ta uneori pe frați, pe surori, pe cei din casă. Așa a spus Iisus Hristos, am venit să aduc război, nu pace pe pământ. Și oamenii vor avea de dușman, de vrăjmaș, chiar pe cei din casa lor, din biserică. Iară pleacă, iară se duce, iară merge, nu? Auzi mereu povestea aceasta. Evanghelia trebuiește dusă până la marginea pământului. Dacă nu te duci tu, dacă nu mă duc eu, cine va merge? Și când te implici, ai binecuvântare. Recent am citit această relatare din Legii Statele Unite în Biloxi, statul Missouri, este un oraș pe malul Mississippi-ului, o femeie care s-a săturat de viață. S-a săturat de viață. Acum în mijlocul iernii s-a dus pe podul care este acolo în Biloxi, unul din podurile care sunt peste Mississippi, și a zis, nu mă ajută nimeni, nu mă iubește nimeni, nu mă înțelege nimeni, nu mă ascultă nimeni, s-a aruncat să se înmece. Un om stătea pe margine, era spre seară, un om stătea pe margine și a văzut-o când s-a aruncat. Și când a văzut-o că s-a aruncat în apă și s-a lovit, că era și gheață și zăpadă și de toate curpi prin Mississippi în timpul iernii, omul nici una nici două și-a dat jos haina, paltonul care a avut, și-a sărit în apă. Problema a fost că el nu știa să note. De aia a fost publicat cazul, pentru că asta a fost ciudățenia cazului. Nu știa să note. Și a început el să se ducă la fund. Și când l-a ridicat apa, cum te ridică apa odată de două, de trei ori, a început să strige, ajutor, 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 mă nec, mă nec. Femeia care s-a aruncat să o omoare, când l-a auzit că el moare, s-a dus să-l scape. Și l-a luat și l-a dus la mal. Au văzut alții între timp, au sunat poliția, a venit salvarea, i-a luat pe amândoi, și pe femeie, și pe omul care a vrut să o salveze pe ea, și i-a dus la spital și sunt bine acum. Și scrie acolo în concluzia articolului, faptul că această femeie care a vrut să se omoare s-a implicat în salvarea altora, a dus la salvarea ei. Scopul a dus la salvarea lor. Când te implici, capeți binecuvântare, capeți îndurare.
Deci, în primul rând, potrivit acestui pasaj biblic, înaintarea Evangheliei presupune ascultare. Și ați văzut, ascultarea este complexă. În al doilea rând, frașesorilor, doamnelor și domnilor, înaintarea Evangheliei presupune absența discriminării. Absența discriminării la orice făptură. La orice făptură. Oamenii, chiar credincioși fiind, aș vrea să, știți că am obiceiul să vă spun de multe ori, uitați-vă bine în ochii mei, chiar credincioși fiind, de multe ori ne lăsăm trântiți la pământ de gânduri din aceste, de prejudecăți și de rasism. Și nu trebuie. Eu sunt prieten bun cu țiganii. Au o reputație cum nu se poate mai proastă. Știți lucrul acesta. Chiar este un proverb în România, un proverb negândit și de multe ori îl aud la politicieni. Stă cineva și se uită și zice, ai grijă că probabil că ei furau sau nu știu ce făcea. Zice, vine un om. Și când s-a mai apropiat, mai partea și nu se face probleme, că e numai un țigan. Deci ei nu sunt oameni. Și îmi place să mă duc să predic Evanghelia la ei, când sunt în România. De fiecare dată îi vizitez măcar o dată, una din biserici. Și au venit frați de noștri și au spus, frate Gog, la numele dumneavoastră vă duceți la țigan să predicați Evanghelia? Da. Pe doi am înfruntat și am spus, la numele meu n-aș intra în casa voastră. Nu este vorba de nume, este vorba de a nu discrimina. Evanghelia trebuie să fie dusă la ori și ce făptură. Și oameni ca și Căta își riscă viața să ducă Evanghelia la ori și ce făptură. Așa înaintează Evanghelia. Și tu trebuie să înțelegi lucrul acesta și eu trebuie să-l înțeleg. Dacă suntem lucrători împreună cu Dumnezeu, atunci să lucrăm împreună cu Dumnezeu, nu împotriva Lui. Pentru că Dumnezeu care a iubit sufletul meu, iubește și sufletul unui asiatic și a unui țigan și a unui israelit și a unui african și a unui oricare din Mexico, de pretutindeni, pentru că Domnul Dumnezeu pe care noi îl slujim nu caută la fața omului. Iubește chiar și pe australieni. Pe toți ne iubește, în egală măsură. Predicați Evanghelia la ori și ce făptură. Pentru că oamenii sunt robiți, frați și surori, în întuneric. Cel rău a adus tot felul de învățături în mijlocul oamenilor. Luna trecută, la una din emisiunile de la BBC, atât la televiziune cât și la radio, a fost acest program care a zguduit Anglia. În Africa, în multe țări din Africa și în particular în Uganda, este foarte la modă acest gând, la modă. Este o modă demonică, o modă sălbatică. De ce? Datorită absenței Evangheliei. Ca oamenii să se îmbogățească rapid. Asta e modă pretutindeni, ca oamenii să se îmbogățească rapid. Dar cum? Răpesc copii, fac găști, grupe, răpesc oameni, bărbați, femei, îi duc la vrăjitor, îi sacrifică în fața vrăjitorului pentru ca să îi aducă jertfă spiritelor la care să se închine și în felul acesta să vină bogăția peste ei, să vie bunăstarea peste ei. Și de multe ori guvernul închide ochii și binecuvintează astfel de practici sălbatice. Iar ONU, Organizația Națiunilor Unite, are o bandă întreagă de idioți. Și nu-mi cer scuze că folosesc această expresie, care
spune ca să împiedice Evanghelia. Nu te duce cu Evanghelia la acești oameni, că le strici cultura. Care cultură, domnule? Că sălbatici, zdemonizați, trebuie scoși de acolo. Evanghelia mântuie și civilizează. Asta nu este cultură, să omori pe semenul tău ca să-ți meargă ție bine. Nu trebuie discriminare la ori și ce făptură. Domnul te iubește pe tine, dar mă iubește și pe mine. Și iubește și pe ei. Și mulțumim Domnului pentru oameni ca și Căta și alții care se sacrifică să ducă Evanghelia. Tu și cu mine putem să sponsorăm această Evanghelie și oamenii aceștia să poată să-și facă lucrarea fără să suspine și fără să rabde de foame o săptămână, neștiind încotro să o ia. În al treilea rând, înaintarea Evangheliei, frașesurilor, doamnelor și domnilor, pe lângă ascultare, pe lângă absența discriminării, presupune răspuns în credință. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Și eu cred că unde ajunge Evanghelia, oamenii răspund cu mântuire, cu credință, cu ascultare. Pentru că Evanghelia aceasta care a încercat să fie oprită încă din fașă, atunci și-a arătat puterea. Nu vedeți dumneavoastră dacă citiți Faptele Apostolilor? Una din expresiile folosite în Faptele Apostolilor este aceasta. Oamenii aceștia care au întors lumea pe dos, 11. Oamenii aceștia care au întors lumea pe dos au ajuns până la noi. Păi lumea era întorsă pe dos, au întors-o înapoi cu capul în sus. Dar a făcut-o Evanghelia. Și o face Evanghelia. Acolo unde ajunge Evanghelia, țara prosperă, economia prosperă. Dacă mi se pare că am mărturisit aici și a menționat fratele Adi Silaghi într-una din vorbirile dânsului recent. Recent a fost reluat pe TBN, Trinity Broadcasting Network, această emisiune despre Fiji. Mulți v-ați dus și ați făcut vacanța în Fiji. Mi se pare că în anul 2000 sau 2002 a fost o lovitură, o încercare de lovitură de stat în Fiji, cred că în 2000. Și imediat industria turismului de acolo a pierit, pentru că lumea s-a temut să se ducă, nu să-și facă vacanța într-o țară tulburată, unde să fie terorism și dezordine și haos. Dar guvernul a reușit să răstoarne pe rebeli și să restabilească ordinea. Însă guvernul a ajuns la o concluzie interesantă. Sunt câteva râuri, dintre care unul special, probabil, care trece prin capitală, în care au murit peștii, în care ei obișnuiau să pescuiască și să aibă un venit de acolo. Bananele, culturile de banane s-au pitit. Banane mici în loc să aibă banane mari. Apele din jurul insulei nu mai aveau pește. Și guvernul a luat o măsură și a zis, de ce este această sărăcie? De ce pierde totul în țara aceasta? Au căutat în istorie și în istorie au găsit că atunci când primii misionari englezi au ajuns acolo, triburile băștinașe în civilizația lor, canibală, i-au omorât să-i mănânce. Cultura care nu trebuie să fie deranjată după ONU. Și atunci au luat o măsură extraordinară. Au scris în Anglia, guvernul din Fiji a luat legătură cu guvernul Angliei, pentru că aveau nume, și au spus, aceștia au fost misionare care au fost la noi, care au fost omorâți, au cumva descendenți. Plătim drumul la descendenți să vină în Fiji. Pentru că noi, ca națiune, vrem să ne cerem iertare acestor descendenți și lui Dumnezeu, pentru că i-am întors spatele atunci la Evanghelie, și să ne ierte Dumnezeu păcatul.
s-au dus și au făcut la fel. Au făcut după cum au promis. Și urmăriți, puteți accesa pe Tibia în lucrul acesta, despre Fiji. Și în mai puțin de 5 ani de zile, bananele au crescut mai mare ca oriunde în lume, râul s-a umplut din nou de pește și țara este binecuvântată cum n-a fost niciodată. Pentru că scrie în Cartea Domnului, când poporul se smerește, părăsește păcatul și caută numele lui Dumnezeu, când răspunde, Dumnezeu binecuvântă, tornă ploaie, tornă îndurare, tornă prezența lui binecuvântată, slăvit să fie numele Domnului. Ca Evanghelia să înainteze, să presupune răspuns. Cine va crede și se va boteza și aonde ajunge Evanghelia, frașesturilor, doamnelor și domnilor, acolo intră lumina, intră binecuvântarea. Și apoi, în al patrulea rând, ca Evanghelia să înainteze, presupune că această Evanghelie să meargă în prezența Domnului. Să meargă în prezența Domnului. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Iată semnele. Și uitați-vă în versetul 20, partea a doua. Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care îi însoțea. Este la modă să se vorbească astăzi, nu mai sunt oameni posedați de diavolul, nu mai sunt oameni demonizați, nu mai e zi. Până te întâlnești cu ei. Până te întâlnești cu ei. Și până vezi ce n-ai văzut niciodată și până experimentezi ce n-ai experimentat niciodată. Într-un loc unde n-a pătruns Evanghelia, să nu crezi că întâlnești altceva. Dar și în locul unde Evanghelia a început să fie uitată și acolo se poate întâmpla lucrul acesta. Tinerii sunt parte la Sandescu, la școala duminicală, dar tinerii, este acest obicei acum și foarte mulți accesați internetul și vă uitați la aceasta, la Emergence Church. E la modă. Dați-mi voie să vă spun, uitați Emergence Church, uitați-vă la biserica în care vă închinați Domnului, că Emergence Church este cea mai antisemită biserică care există la ora actuală astăzi. Cea mai antisemită. Și cine se ridică împotriva lui Israel, știți care este. Cine te va blestema, va fi blestemat. Cine crede că Dumnezeu și-a luat mâna de peste Israel și a pus-o numai pe biserică, n-a citit în Scriptură. Și nu înțelege cuvântul lui Dumnezeu. Emergence Church este biserica în fruntea actuală care această teologie a fost înlocuită Israel, Replacement Theology. Să ne venim în fire. Nu umblăm fără de Dumnezeu. Umblăm depinzând de Dumnezeu și când depinzi de Dumnezeu vei vedea semne, vei vedea minuni, vei vedea experiențe și vei trăi prezența lui Dumnezeu cum nici nu poți să-ți imaginezi. Avem harul și bucuria să fim de partea celui mai tare. Nu cel rău este cel mai tare. Nu guvernele țărilor sunt cele mai tare. Nu gruparea, nu știu care este cea mai tare. Cel mai tare este Dumnezeu. Și dacă ești de partea lui Dumnezeu, Dumnezeu este cu tine și umbli în prezența Lui. Chiar dacă ești singur. De aceea eu amintesc mereu că îmi place versetul acesta pe care David îl spune. Cu Dumnezeul meu mă arunc împotriva unei oștiri înarmate. Cu Dumnezeul meu sar peste ziduri întărite, pentru că tu și cu Dumnezeu faci majoritatea, nu mulțimea care stă împotrivă. Dacă ești în voia lui Dumnezeu, bineînțeles. Dacă asculți de Dumnezeu. Și nu de ambițiile tale, nu de firea ta, nu de planurile tale, nu de selecțiile tale, ci de cuvântul lui Dumnezeu. Evanghelia presupune ascultare. Deci încă o dată, Iisus ne-a lăsat Evanghelia pentru că această Evanghelie să răscumpere pământul, să mântuiască pământul, să scoată pe oameni de sub puterea întunericului, a judecății divine, a mâniei divine, a morții eterne, a diavolului. Dar pentru că această Evanghelie să înainteze, sunt multe lucruri care trebuie făcute. Ține minte astăzi cel puțin patru din acest text pe care l-a spus Domnul Iisus Hristos. În primul rând, ascultare. Mergeți în toată lumea. Și s-au dus. Nu poți să te duci, sponsorează pe cineva. Ajută, roagă-te.
Pentru că are mare putere rugăciune să știi că te sponsorează cineva. În Virginia, unde este centrul lui Pat Robertson, cu 3, 4, 5 ani în urmă, a fost o conferință misionară, s-au întors un misionar din misiune. Și unul din ei a povestit și a zis: misiunea a dat o experiență foarte interesantă anul acesta. Foarte interesantă. Când am ajuns de data aceasta acolo, locurile unde am stat au fost demolate. Oamenii, băștinașii, au stricat. Și a trebuit să stăm în corturi. Câtva timp până când s-a putut construi altceva. Și am stat în corturi. Într-una din acele zile m-am întâlnit cu doi băștinași influenți acolo și când m-au văzut, spunea unul dintre frați, când m-au văzut, s-au plecat în fața mea. Și a zis: n-am știut că armata este cu voi. Și ce armată? Că noi nu avem armată. Și nu, armata este cu voi. Cum este cu noi? Păi zice, noi ne-am făcut planuri, câțiva dintre ei, să venim și să vă atacăm acolo în corturi și să vă luăm banii cu care ați venit pentru misiune. Și produsele medicale și bunurile care le-au dus cu ei. Și când am ajuns la cortul vostru, unde erați voi, erau 26 de soldați, dar mai înalți decât oamenii obișnuiți. Străluceau puternic și cu un armament extraordinar. Mi-au umplut de groază și am zis: nu ne mai legăm de voi niciodată. Când a spus lucrul acesta, un frate din biserică a zis: numai puțin. S-a dus undeva în spate, într-un birou din biserică, a venit cu un jurnal și a zis: când a fost aceasta? Și misionarul, care își păstra un jurnal, a zis: în data de. Și a deschis omul jurnalul de activitate al bisericii și a zis: în data aceea exact, la ora cutare, care corespundea ora din America cu ora care era în Africa, rog să se scoale în picioare toți cei cu care, pe care eu v-am sunat și ați venit și ne-am rugat special, nu știu ce, așa mi-a pus Duhul Sfânt să ne rugăm pentru tine. Toți cei care au fost la rugăciune, 26 de oameni s-au ridicat în picioare. 26 de oameni. Armata care au văzut-o ei în jurul cortului. Armata care au văzut-o în jurul cortului. Poți să te rugi, poți să întinzi mâna, poți să duci în casa ta pe cineva. Poți face multe lucruri, ascultare. Apoi, nu face discriminare. La orice făptură, la orice făptură, cât de bine ne părea pe vremea lui Ceaușescu, eu știu pentru că am lucrat cu frați străini, americani, englezi, francezi, când vineau Bibliile și își riscau viața și plăteau și scria pe ele gratis. Țineți minte, nu? Pentru că unii dintre noi le luau și le vindeau, dintre români, gratis, dar s-a investit pentru aceasta. Evanghelia costă. Evanghelia costă. Degeaba vin oameni care vor să moaie inima poporului și spune: Evanghelia e pe gratis. Da, pe gratis. Iisus a murit pentru tine și pentru mine. Transportul ei costă. Vestirea ei costă. Lucrătorii, ca să poată să ducă Evanghelia Marele Pământului, costă. Și să nu ne pare greu lucrul acesta. La orice făptură, nu discriminare. Apoi, răspuns în credință. Iată semnele și Domnul însoțește. Și apoi, în al patrulea rând, lucru în parteneriat cu Domnul. Ei s-au dus și Domnul lucra împreună cu ei. Noi nu lucrăm de unii singuri. Ne rugăm Domnului ca și acest proiect
să fie binecuvântat de Domnul, Evanghelia să înainteze cu putere și inima noastră să fie o inimă bună, să putem să ne numărăm printre aceia care am știut să lucrăm împreună cu Dumnezeu și să facem o diferență în lumea în care noi trăim și vă mulțumesc. Amin.